din când în când Dumnezeu ne vorbește. Mi-a spus odată Dumnezeu, ce ai pus în gând, ce ți-ai pus în gând, nu-i bine. Să nu faci ce ți-ai pus în gând. Că dacă faci, îți dau o boală și nimeni nu o să-ți găsească leac. Și o vreme am stit în așa. Și am spus eu, descoperirea asta nu-i bună. Ce vreau să fac eu? Eu fac un lucru bun. Trebuia să sponsorez o familie din România, să le semnez actele și să vină aici. Și Domnul a spus să nu faci asta. Păi dar cum adică Domnul să spună, eu vreau să fac un lucru bun. Și am sponsorat. Am spus că nu, aici descoperirea asta nu e bună. Și am sponsorat, am semnat, a venit familia, frate lucrător. Și acum uitați-vă, dormeam liniștit, aveam servici, într-o dimineață o suna ceasul și mă întorc cu mâna stângă, am oprit ceasul și zic, mă, mai stau câteva minute, că mai este timp, după aia mă scol. Și când mă scol, se învârte pământul cu mine și cadă înapoi pe pat. Și soția zice, ce-i cu tine? Nu știu, nu mă doare nimic, numai se învârte totul cu mine. Dacă mă mișc încet, n-am nicio problemă. Dacă mă mișc repede, nu pot întoarce capul repede, nu știu ce e cu mine. Am mers de urgență la spital. Eu am uitat cuvântul. Și mă controlează, aveam un doctor evreu, mă controlează, m-a trimis la specialiști, am făcut testuri și îmi spune, eu ar ok, ești perfect sănătos, aș vrea să am sănătatea ta. Eu am glumit cu el și îi spun, când am să mor, ce diagnostic îmi dai? Dacă ești perfect sănătos. Că eu nu mă pot mișca. Cum mă mișc? Repede, amețesc. Nu mă puteam uita în oglindă să văd cine în stânga. Pentru... Din timp trebuia ușor să mă duc. Eram la amvon, mă țineam de amvon. Nu cumva să gesticulez, cumva că amețesc. Frații m-au înțeles. Am mers la al doilea spital după câteva luni. Și am mers la al treilea spital după un an și ceva. I-am spus la doctorul meu și mi-am ales doctorii să fie neam, să fie evreu, să fie bătrân cu experiență. I-am ales, că dacă am insurans bun, ia aleg, hai să văd, să-mi găsească, domnule, ce am. Și mi-am ales și m-au consultat și am două spitale, nimic. La al treilea zic, nu mai iau pe niciun doctor. Operatoarea să-mi dea doctorul. Tu dă-mi trimiterea și am sunat și mi-a dat operatoarea un doctor. Îl cheamă Arzin Kumar. Când mi-a spus numele, zic că ăsta ori e pakistanez, indian, ce o să facă țiganul ăsta? Eu știu, am fost la evrei, am fost la nemți, am fost, dar ăsta, dar mă duc. Și am mers la universitate, eram la universitate, și când am ajuns la poartă, mă întreabă, zic că am trimitere și sunt la domnul Cutare. Zic, dar cine ți-a făcut trimitere? Zic, operatoare. Mai trec pe un coridor și ajung la alt stat, mă întreabă și aia, cine s-o... Zic, operatoarea. Zic, tot mă întreabă toți. Ajung la florul unde el era office-ul. Și mă întreabă și aia, domnule, dar cum ai ajuns aici? Cine s-o făcut? Zic, operatoarea. Și de ce stați aici? Și aveam 5 pacienți, eu eram al treilea. Eram pe o sofă, stăteam. Aici era descul, erau niursile de la recepție. Și vine un indian, slăbuț, bătrân, cu un diplomat, parcă acum îl văd. L-a pus jos, deși good morning, era ora 9. Și se uită la fișă, îi merge la fișă și una, doi, trei. Și zice, who are Mr. Balice? Zic, I am. Se uită la mine și zice, I see you later. M-am gândit, o fi sunat doctorul meu, știi, românii se gândesc imediat la învârțiri, la relație, știi, s-a gândit, o fi sunat doctorul meu, hai să vedem ce este. Și așteptam, a luat primul pacient, al doilea, și urmam eu. Și mă cheamă nuntul și îi spune, nu se lasă-ne singuri. Și îți trage scaunul ăla pe roți, deci nu te așeza pe patul ăla, stai așa, relax. Cine ți-o făcut programarea la mine? Zic, operatoare, tu știi cine sunt eu? Nu. Deci vreau să spun cine sunt.
Eu sunt profesor, doctor conferențial la cap. Sunt șeful comisiei pe Statele Unite, care la un institut de cercetare. Și eu zic, în sfârșit, am nimerit un om care acum o să-mi găsească diagnosticul. De el zice, da, da, dar lucrez de 49 de ani ca doctor. Și nu mi s-a întâmplat niciodată ce mi s-a întâmplat astă noapte. Acum mă uitam și văd ce îmi spune. Deci astă noapte am avut un vis. Locuiesc în Unetca, a venit un cetățean și a sunat la sonerie, în vis. Am deschis și mi-a spus, mâine vei avea un pacient cu numele Balice. Să te porți cu el ca și cu fratele tău. O plecat și s-a terminat visul. Acum eu ți-am spus cine mis, ți-am spus visul, te întreb acum cine ești tu. Păi zic, uite, sunt creștin, mi-am dat seama de mine, sunt creștin. Deci și eu sunt creștin, îți spun el. Zic, dar ce fel ești tu? Baptist. Zic, eu sunt pentecostal. Păi zic, noi suntem cam frați. Păi zic, cam așa arată. Ok? Zic, dar eu sunt pastor. O, se schimbă atunci lucrurile. Și apasă pe interfon la nevastă sa. Deci omul de-a noapte din vis e pastor. Și aia strigă din dincolo, praise the Lord. Păi m-a gândit. Deci auzi, bradere, am să mă por cu tine ca și cu fratele meu. Explică-mi ce s-a întâmplat. Și explic. Și am plecat aproape la 10 seara de la institut, am făcut testuri de nebun, de pilot, de... mi-au pus în sânge, m-au plecat, m-au amețit, m-au legat de scaun, fel de fel de testuri am făcut. El venea fără nicio programare, mergea, deci când termini mă suni, îl suna, venea, mă lua, mă ducea la alt departament, la alt departament. Deci în 3 zile te sun și ne întâlnim. Și după 3 zile mă sună și mă duc la el. Și îmi spune el, bradere, ești perfect sănătos. Doctor, asta am auzit-o de la 2 spitale. Dar deși uite ce, m-am consultat cu echipa națională. Mișcările care tu le-ai făcut. Îți spun ceva, sunt niște nervi pe venile principale aici. Este știință, încă nu putem să operăm, nu știm care e nervul ăla. Când tu ai făcut mutarea asta, s-a răsucit. Poate doctorul de acolo își dă seama. S-a răsucit nervul pe vena. Și când tu te miști, sângele cum circulă, învârtitura aia, sucitura aia de nerv, îți produce dizii. Și atunci îi spun, zic, uite ce mi-a vorbit Dumnezeu. Mi-a spus Dumnezeu să nu fac un lucru și l-am făcut. Și a spus, dacă îl faci, îți dau o boală. Știți ce mi-a spus profesor, doctor universitar? Tata ți-a dat-o, tata să ți-o iei. Bun răspuns. Bun răspuns. Vedeți ce înseamnă o neascultare? 3 ani jumate am fost dizi. 3 ani jumate. Dom'le, dar ce păcat am făcut? Am sponsorat un om? Acum când mă uit în urmă la omul care l-am sponsorat, familia, acum văd ce s-a întâmplat. Dacă era în România, viitorul lor era altfel. Dar au venit aici, unde a fost foarte lunecuș drumul pentru ei. Frații mei, nu e o glumă. Pocăința nu e ceva ca la show. Iau și eu un bilet să mă duc la show. Nu e așa. Pocăința e o viață trăită cu Dumnezeu. E o viață în care Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și în ziua veșnicie te va propulsa, te va înălța spre cer, spre veșnicie. Auzi, dacă pentru un astronaut se cere atâta disciplină ca să șadă câteva zile în space, în costumul ăla, dar mă întreb pentru mine, care nu voi avea costum și nu voi avea nici aripi, de-aia lumea nici nu poate crede. Dar Biblia ce a vorbit se va împlini. Și a spus, când mă voi întoarce, va suna o trâmbiță. Și când va suna trâmbița, ne vor lua zborul, ca porumbei spre porumbarul lor. Fraților, din Kitchener, din Chicago, din România, din Nord Corea, din China, din subterani, de la arab, de la muslim, biserica,
Oameni disculți în sandale, în ziua aia vom fi transformați și ne vom înălța să-L întâlnim pe Domnul pe nori de slavă. Va fi cea mai frumoasă zi. Închei. Haideți să ne luptăm să nu fim goi. Doamne, nu vreau să particip la vremurile acestea grele, să pricinuiesc și eu vremea aceasta grea. Vreau să fie o vreme bună și frumoasă. Îmi este de ajuns pentru un tânăr plecat de acasă. Eu fost de ajuns un unghi de lemn undeva într-o sticluță în celul ținut, câteva turte de azim, o manta pe el și-o spus într-o noapte târzie, culcat cu capul pe o piatră, cu mâinile sub cap, poate un cer înselat, nu știu, dar a spus: Doamne, dacă vei fi cu mine, fac o promisiune, te voi sluji. Și auzi, are o vedenie de noapte, o scară până la cer și îngerii se urcau pe ea și coborau. Ce frumos! Și în vârful scării era Dumnezeu. Și se trezește și spune: n-am știut că în locul acesta e casa lui Dumnezeu. Mama ne-a pus niște unghi de lemn cu mine. Am să pun pe piatra aceasta să mă aduc aminte când voi mai trece pe aici. Va fi piatra aceasta unsă, pătată, cu unghi de lemnul care l-am. Îmi este de ajuns unghi de lemnul și câteva turte și o manta și să văd scara și să văd poarta cerului. Frații mei, se merită să slujim pe Dumnezeu. Ne așteaptă glorie și slavă. Ne așteaptă o împărăție glorioasă. Ce fericiți vor fi oamenii care vor intra pe poarta veșniciei. Aș vrea și eu să nu lipsesc acolo. Mă silesc, mă lupt. I-am promis la fratele Căndreanu Viorel, am fost prieteni, best friends, și i-am promis, am făcut un târg și am spus: dacă tu pleci primul, mă aștepți, nu intru pe poartă, și dacă eu plec primul, te aștept. El a plecat la COVID, s-a dus și știu că mă așteaptă, vom intra amândoi în ziua aia. Va fi frumoasă, nu că, dar am spus: Domnule, să admirăm veșniciile care am vorbit despre cer, despre paradis. În ziua aia vrem să le vedem amândoi. Ce n-am putut pune cuvinte, vom vedea în ziua aia. Ce frumoasă zi va fi acolo. Aș vrea să vă fac să doriți împărăția lui Dumnezeu mai mult ca orice. Aici totul e trecător și vremelnic. Acolo avem o casă veșnică. Avem, e o împărăție veșnică, un Dumnezeu veșnic. Un Iisus care este Mântuitorul nostru, a Lui să fie toată slava. Nu îngreunați vremurile, nu faceți ziua grea, faceți o zi ușoară, să fie cu har, cu cântare, cu bucurie, în familie, în mijlocul copiilor, în adunare. Dacă vezi pe unul necăjit lângă tine, întreabă-le: hey, how are you? Why you are so sad today? It's not raining outside. What's the matter with you? Hai să vedem ce este. Și el o spune: lasă-mă, Domnule, sunt necăjit, sunt necăjit. Domnule, am pierdut atâta, mi-a spus unul, Domnule, am pierdut atâta, nici nu mai pot să mănânc, nu mai pot. N-ai pierdut nimic, măi, e doar un hip, doar atât, un val. Din nou ești sus. Și mă rog, Dumnezeu să binecuvinteze biserica dumneavoastră, să rămâneți tare, credincioși, ziua este aproape, fraților, soon, very soon, vom fi acolo. A Domnului să fie toată slava, acum, în seara asta și în ziua veșniciei, când ne vom întâlni pe nori. Amin.